hai că a început. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ce? Ce? Târziu? A, că trebuia să fi fost și aseară pe la voi, da, da. Am primit multe mesaje în acest sens și repet ca să nu existe dubii. Noi am vrut să avem emisiune ieri, am cerut asta, am insistat, da. Ni s-a spus că nu se poate. A fost un documentar, ceva, da, a rupt audiențele. Apropo, ați văzut cifrele? Nici o producție a posturilor publice n-a fost în top 30 de aceste sărbători. Pe niciun target. Și nici sâmbătă, nici duminică și nici luni. Nimic, mă, zero. Dar nu audiența e scopul televiziunii publice, nu? Ci informarea corectă și educația. Cum naiba face educație și pe cine informezi corect dacă nu se uită nici naiba la tine, nu pricep. Da, așa-s eu, mă, mai prost. După ce că nu muncești, nici nu taci din gură. Of, Doamne, nici nu vreau să știu ce e acum în sufletul lui Dragnea. Au fost alegeri în Ungaria și Orban a defilat. A ajuns la al patrulea mandat de premier. Cred că se uită Nea Livache pe geam ca fetița cu chibrituri. Ar vrea și el o viață fără griji de lider populist carismatic, da? Uite că nu se poate. În timp ce în Ungaria Orban a pus justiția și presa cu botul pe labe, săracul Livache pătimește, mă, cu statul paralel, cu DNA-ul, cu dosarele de abuz în serviciu. Așa o fi, frate, și pe lumea ilaltă. Unii cu patru mandate de premier și alții fără nimic, nevoit să guverneze țara prin interpuși. Justin. Așa a apărut Victor Orban în fața miilor de susținători adunați la Budapesta. Pentru a treia oară consecutiv, Partidul Conservator va avea majoritate în Parlamentul Ungar. Premierul maghiar a dat de înțeles că va continua pe același drum ca și până acum, care l-a făcut un oponent al Uniunii Europene. Cred că în aceste momente Nea Livache se uită la Orban și se întreabă de ce lui nu i-a mers la fel de bine. Păi n-a zis și el de Soros ăla, a zis. N-a venit și el cu teoria ale conspirației, cu statul paralel, cu... a venit. N-a apelat și el la simpatiile naționaliste ale omului de rând? Să fie de vină hamsterul? Poate-i rămânând mustață o parte din mizeriile naționaliste pe care le debitează și n-ajung toate la oameni? Fiecare cetățean își iubește țara, fiecare cetățean vrea ca țara lui să fie respectată, ca țara lui să se dezvolte și nu cred că cetățenii dintr-un stat sunt foarte bucuroși când oficial din statul respectiv sau funcționari publici din statul respectiv aduc de servicii țării care îi plătește și lansează și rostogolesc tot felul de minciuni despre țara lor. Mamă, minciuni despre țară, vai de mine, parcă am mai văzut asta undeva, dar unde, mă, frate? Chiar la această emisiune aici. Ups. Bine, situația lui Livache e cam bancul ăla. Dacă vrea să ajungă ca Orban, în primul rând n-ar trebui să pornească de la a fi Dragnea. Premierul ungar e mai școlit, are mai multă experiență, înțelege mai bine politica și chiar a cochetat cu democrația înainte să ajungă un semidictator liberal. Da, lasă. Mai bine că n-are Dedi nicio șansă să fie ca Victor Orban. Asta ne mai trebuia, auzi? Un sforar care chiar să știe să pună mâna pe putere. Oricum, Nea Livache ar trebui să fie atent ca să n-ajungă precum celălalt Orban. Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Cine? Apropo, vă mai amintiți de fostul comisar european Leonard Orban? Săracu, ce mult a decăzut, vedeți? Acum nu mai e nici măcar celălalt Orban. Meritocrație românească, ce să faci?